început studiile la vârsta de 6 ani și de atunci a decis să meargă pe drumul muzicii. Știe să cânte la vioară, pian, chitară bas și chitară electrică. Mai este pasionat și de fotbal. Dacă v-am trezit curiozitatea, atunci haideți să aflăm împreună povestea tânărului Mihai Mangâr. Mihai, cum a început pasiunea ta pentru muzică? De mic, atunci când tata cânta la vioară, eu am format o conexiune foarte specială cu instrumentul de vioară și cred că această pasiune pentru vioară s-a transformat într-o pasiune pentru muzică în general. Știu că vioara o simți așa mai aproape de suflet. De ce? Vioara este ca o extensie a corpului meu și ca și cum aș avea a treia mână. Doar că prin această extensie pot să-mi zic sufletul și pot să transmit sentimentele interioare. Datorită firii sale curioase, Mihai a îndrăgit chitara bas și chitara electrică și a învățat să cânte de la basistul Gheorghe Postoroncă. Este un subiect sensibil aici, pentru că la noi în școală nu se promovează instrumente care pot face parte dintr-o trupă de jazz, de rock, care pot face parte dintr-o trupă altceva în afară de muzică clasică. Așa că, prin firea mea foarte curioasă, am încercat să găsesc noi metode de a mă expune. Pe internet am dat de instrumentul de care m-am îndrăgostit, chitară bas. În timpul carantinei am început să studiez mai mult, astfel primul an am studiat singur, după care am început să fac lecții cu un profesor de bas, recunoscut de noi din țară pe nume Gheorghe Postoroncă. Dacă ar fi să te întreb care este diferența dintre o chitară bas și o chitară electrică și care îți place mai mult? Întrebare sensibilă, iarăși, pentru comunitate. Așa. Chitara bas are un alt rol în muzică, pentru că rolul unei chitări electrice de obicei este să facă solo-ul sau să țină armonia, în timp ce chitara bas face parte din secțiunea de ritm, adică împreună cu tobele, chitara bas ține notele joase, ceea ce înseamnă și armonie, ceea ce înseamnă și ritmul și este instrumentul care face tot bandul să prindă viață. Într-o noapte, când toți dormeau, Mihai a început să facă și compoziții proprii. Începutul compozițiilor pentru mine este unul foarte spontan, pentru că într-o perioadă când mă simțeam mai trist, era târziu noaptea, eram doar eu cu pianul, părinții dormeau. Cântând piesele pe care deja le știam, am început să improvizez de nicăieri și în acea noapte s-a născut o piesă care mi-a demonstrat că este posibil. Fel ca și muzica, pasiunea pentru fotbal se trage tot din familie. La fel se trage din familie. Tatăl meu, microbist adevărat, am luat pasiunea. Mă fascinează să studiez tacticile folosite în jocurile mari. Îmi place să urmăresc progresul tinerilor jucători care devin să fie mari jucători ai fotbalului.